Am uitat să vă zic că noi iar plecăm la drum. Clovnii veseli. El e cel mai vesel. Sunt cel mai vesel. Clovnii veseli pleacă la Constanța. Mamă, am stat noi închiși în casă, dar acum facem și noi două ieșiri, una la Brașov, una la Constanța. Da. Doamna Negroiu! De la munte și acum la mare. Cloc! Hai că ai loc aici, prea mult loc ai. Să da. Faci și cu cercul cât stai în spate. Să hula hop, hula hop! Un hula hop, da? Așa. Așa drum bun. Din am ajuns. Nu v-am mai filmat drumul, că probabil v-ați plictisit de Autostrada Soarelui, o știți. Dar să știți că acest vlog este pentru fanul meu special, știe el care, înscris de curând pe You Are What You Watch. Care fan? Da. Avem și pe o să vă arătăm imediat și marea. Imediat, puțină răbdare. Am ajuns în România, suntem, să știți. Doar că aici trăiesc mulți bogați care au iahturi, că na. Eu mă bucur. Mă bucur să văd atâta bogăție și lux, domnule. Aolo, e cu mască obligatorie. Păi da. Suntem n-ai mască interval. Cu gaură să mănânci prin gaurică? Deci voi de Star Trek, dar uite, eu mă însătesc cu iahtul. Da, tu ești corespunzător. Noi, Răzvi, după mâncarea asta, o să fim ca două balene. Eu sunt deja o balenă. Eșuate la mal. O să fiu cașalot. Poftă bună! Poftă bună! Plaja Monte. Albatrosule. Parcă e cocoloș de pui. Ande, nu mai sta acolo așa, zici că ți-e frig. Păi e foarte frig. Las că te prind eu. E frig, rău. Doamnă, doar un lucru vă rog să-mi spuneți. Ce jucăm noi mâine? Nu putem juca decât clovni veseli. Noi atât o știm. Și când o să avem 70 de ani, toți clovni veseli o să jucăm. Peste 2 ani. Și unde jucați, doamnă, clovni veseli? E, unde putem? La piața Ovidiu. În Constanța. E o altă piață Ovidiu, nu mai știu. La ce oră? La ora 11. Eu oricum nu mă vreți covrigei? Porumb aici. Avem și o mireasă lângă Plaja Modern. Trash the dress. Răzvan, te rog să nu mai parchezi așa. Hai mă, lasă-o, că n-are nimic. Păi, dar cum mă, e frumos așa ceva? Poate nu îndrăznește nimeni să o atingă, că dacă mi-o ating pe asta, ăia sunt. Deci, curtea marțială îi mănâncă. Bine, și e și geamul deschis, băi, frate. Da. Oamenii ăștia mi le-au adus pe amândouă, că nu m-am hotărât ce culoare vreau. Vară sau nu vă arăt. Răzvan face niște fotografii așa frumoase. Așa că vă arăt. Ce să fac acum? Nu mă mai rușinez. Asta e. Am fost și eu la mare o zi. Na. Gata, ne-am calmat puțin pe ziua de azi, am ajuns la cazarea noastră. Cade telefonul din mână, m-a bătut soarele în cap. Și
Nu, vreau să vă spun că mâine urmează alte peripeții, astăzi am mai întâmpinat ceva, dar o să fac un vlog special despre asta. N-am avut apă. Și va fi episodul fără apă, la mare. Dar până atunci, vă spun noapte bună și de-abia aștept să ne revedem mâine. Mâine din culise. Pam, pam.